trebuie să punem la început un disclaimer pe cuvântul meu de onoare. MCFC, mâncăm căca, facem caterincă. Tu ai băgat degetul în ochi. Nu umbli cu ochii goi pe lângă degetul scolar. Deci așa se simte. Unde am greșit eu la faza asta? Alo, salutare, ce zici mă băiatule, poți să treci pe la mine să-mi aduci și mie două... Mi-a putut, mă, frate, o piesă despre... Da. După 100 de ani de comedie, da, simt așa că e, e timpul, da, să mă dau la o parte și pentru ceilalți. Hai, nu știu cum să... Știi? Dar... Noi am vrea să... Știi? Nu. Exact. Ah, gata, mi-am luat adrenalină. Adrenalină. Nu, adrenalină și complomocitele. Complomocitele tale cost. Ți-ai ieșit prost la analiză complomocitele? Complomocitele, da, mi-am. Dar chiar voi v-ați mai făcut, ți-ai mai făcut analiză? Nu ți-ai mai făcut. Plus că începe să se plouă și chiar nu era anunțată ploaie. Da. Da. Așa. Trebuie să-mi fac și bă, dar și eu n-am. Și dacă ți ies analizele bine, ce nu e faci? Așa că poți să... Mă mir, dar trec peste. Dacă mi ies analizele bine, mă mir, dar trec peste. Bă, și da. Eu am avut speranța că, băi, o să-mi iasă ok analizele. Și că până și transaminazele mi erau fost mari. Ruf, da. Și apoi mi-au dus, e citostaza. Hai mă! Ce e? Cât mai e? Nu știu. Citostază este... Citostază? Nu cred că bă, e citostază. Bă, nici eu nu cred că e citostază. Nici nu cred că există citostază. Nici eu nu... Există orice citostatice. Este. Citostatice? Dar nu știu că citostatice este metastază. Da. Oh, shit. Stop. Da, tot ce are stază mi se pare că e nașpa. Da. Tot ce ai e... Și ți-ai făcut analize și n-ai trecut, a? N-am trecut. N-ai luat 5 de trecere. Le-am picat cu brio. Ai picat analizele. Deci am picat analizele, da, grav. Și ce a rămas? Să te duci în vară, nu? Și a rămas să mă duc, dar nu m-am renunțat să mă duc. Hai, te-ai lăsat. M-am lăsat. Da. M-am lăsat de analize. Repeți anul ăsta. Repeți, da. Nu, repeți anul trecut. Repet. Bun. Bă, acum trebuie să recunosc că aș face analizele pentru că am și ținut post. Da. Nici n-am băut. Da. Cred că mi-a scăzut și colesterolul. Futem aș pe el acum așa. De ce? Așa că mi-a ieșit mereu mărit. Da, mă, și acum aș permite să vorbesc. Da, mă, dar asta e o mare teoria conspirației colesterolului, ca să vândă citostatice din alea. Auzi, ai grijă că... Auzi? Da, mă, e adevărat! Ca să vândă medicamente de scăzut ai, colesterolul. Ai grijă cum vorbești cu de colesterol, că dacă se ridică la tine... Da. Da. Nu e nu există colesterol. Bă, nu e vrăjeală cu colesterolul. E, într-adevăr, problema e că se dau medicamente, pentru că trebuie rezolvat din nutriție. Da. Și aiurea să mănânci ca un căcat și să iei medicamente aia pentru colesterol. Aia zic că este HDL-ul și LDL-ul. Da. Și eu de la LDL cumpăr produsul. Normal că mi-e LDL-ul mare, dacă numai de la LDL îmi iau. Da. Și mi-a luat și mai schimbat televizor, am un HDL, dita, mai HDL. Da, frate. Da. Da. Normal că mi-a ieșit. Mai, a, nu, Carrefour. L-am luat de la Transaltex. Transaltex. Da. Bă, eu sunt curios. Chiar sunt curios. Ești curios? Da. Sunt curios dacă e cineva care într-adevăr caută, vede sau sună la de două ori diferența la Altex. Adică ei în continuare dau cu chestia asta. Dar vezi că au tot... for real? Dar știi real? Că la început dau de 10 ori diferența. De 10 ori, acum dau de 2 ori diferența. Da. Adică chiar... Am văzut o postare a unui tip și mi s-a părut foarte amuzant că a citit toate și condiția. Când colo. Și fii atent în fază. Eu acolo chestia care are sens, dar e amuzant așa că așa. Că n-ai voie să vii la ei cu un produs care este cumpărat de la o firmă care este în insolvență. Că ia vând la orice preț, ia vând și păi pierdere. Da, bravo, mă. Știi? Da, ai trecut acolo, da, că n-ai voie să cumperi la o firmă în insolvență și să vii, uite mă, ce ieftin a fost, știi? Da. Da. Și probabil că trebuie să ai și bască. Deci nu dacă poți n-ai să, bască, da, crezi că e acolo și dacă clientul deci n-are nu bască, poți să cumperi de la Euroins. Nu. Ați văzut mă că se vorbește să se dea religie la BAC? Da. Ok. Deci brusc că cu sportul o să fie tată, noi pe vremea noastră învățam.
Ziceți-mi și mie săptămâna trecută azi. Ce? Hai să vorbim un pic despre actualitate. Asta cu, asta cu Euroinsul și cu... Ce e cu Euroinsul? Era ceva mare. E cu următorul City, era City Insurance. Aha. Și a dat faliment și acum a urmat Euroins, că era următoarea cea mai ieftină, a dat și aia faliment. Dar deci foarte bine, se iasă, se iasă toate firmele mari de pe piață, da, și da, să fie da, da, cum era pe Ioan Ceaușescu, care făceam asigurări acasă și să susțină mici producători de asigurări. Asta zic. Aia este. Asigurări locale. Cale crescute la sol, da, în tihnă. Farm to car. Cu ocazia, exact, asta, da, cu ocazia asta, dacă vreți un broker foarte bun, așa, este cumnatul meu. Perfect. Care are, știi cum are, cum și-a făcut site-ul. brokerassist.ro. Așa. Și eu de fiecare dată citesc broke racist. Broke racist. Ce, da, ce... I'm a broke racist. Și în cazul în care n-am zis, ne-a povestit o dată un băiat de la un birou notarial ce vă povesteam și vrea să învețe oamenii cum să depună contestații online și a făcut site-ul cumcontest.ro. I know. Cam contest. Și a rupt pe vizualizare. Clienții un pic dezamăgiți, dar trafic mult. Bun, deci asta am avut și cu religia la BAC, ceea ce eu sunt total pentru. Religia la BAC? Da. Și ce dai din religie? În primul rând, cred că e it's a given că te rogi să iei. Da. Ei, 10. Da. Și mai departe, la fel ca la orice... Da, mă, da, dar vezi tu... Că uite, istoria, nu? E tot acolo. Ce văd. Faci, mă? Mă uit la Cartea Cărților, că am bacalaurea. Și am chef să citesc. Cartea Roboțelul meu, da, mă. Cartea Cărților. Ce efectiv, Roboțelul meu, care nu avea nicio treabă, da, în tot peisajul ăla biblic. Doamne, ce seama, tare, Cartea Cărților. Cum ar fi fost în Biblie să apară, Roboțelul meu? Și Iisus s-a dus la așa, da, și s-a întâlnit cu roboțelul meu, mă. Stai, frate, puțin, cum? Și roboțelul meu nu mai avea baterie și Iisus l-a atins și roboțelul meu a avut 100% baterie. 100%. Și s-a încărcat pe loc. S-a încărcat pe loc și, da, a zis, ridică-te și bipăie, și el a bipăit. Bă, apropo de asta, asta trebuie este, să vă zic... Nu, era altfel, mă, ăsta e la nou. Ce-au făcut Cartea Cărților 2? Sau nu știu, dar arată mai altfel, arată mai Cartea bine. Cartea Cărților 2, Cartea se întoarce. Da, ce tare, ce mișto. Răzbunarea, da, cărții. Uitam. Da, apropo, așa, de asta, am fost în tura asta de Anglia, am fost până la Westminster Abbey. Westminster Abbey. Nice. Și acolo era un preot anglican care ținea o predică. Și nu știu dacă știți, dacă vă mai aduceți aminte... momentul lui Rowan Atkinson din, da, din, da, un show. Da, 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 da. Bă, dar unul la unul l-a făcut. E, mă. Pe cuvânt de onoare. Dar deci nu intenționat, un... gen. Cum i-a furat materialul lui Rowan Atkinson? Nu, mă, nu, zic, nu, Rowan Atkinson, da, cum, da, 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 cum vorbea. Da, 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 da. Bă, deci, efectiv, aveai impresia dacă închideai ochii că e Rowan Atkinson care face. Băi, spectacolul, eu nu știu dacă lumea știe de... Știe lumea de el? Nu știu lumea, lumea de el. El. Live in Boston? In Boston, da. Bă, live in Boston. Asta e recomandarea cele... episodului, da, Rowan Atkinson Live in Boston. Bă, este aur non-stop. Da. Aur, da, non-stop. Este ceva... Este beyond time. Da, 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 e foarte... E este... timeless. Pf, hai de capul meu. Bă, asta și... Ți-a băgat mâna în ochi. Oh, wow, my God. Bă, este, bă, este înregistrare. Să vede. Ai, tu... Mi-a băgat, mă, degetul în ochi. Vreau să-ți dau că aveai aici ceva. Și tu umblai cu ochii goi. Da, da. Cu ochii goi. Mă, nu umbli cu ochii goi pe lângă degetul scolar. Da. E vina ochilor mei acum. E bine, da. Că i-am venit cu ei voi. Oamenii cu mine stau, da, cu ochii mai mijiți, așa, exact, tu cu ochii abeliți, așa, te uiți. Bă, deci... acasă, mă, nu... Așa de rău îmi pare... Să clipească de la ei să acasă. Să clipească la ei acasă, așa. Așa de rău îmi pare, aveam o idee acum și s-a dus. Păi era asta e zis de faza cu Rowan Atkinson. Da. Ți-am băgat degetul în ochi. Asta zic, că mi-ai băgat degetul în ochi și era ceva extraordinar. Bă, azi este St. Patrick's Day. Oare sărbătoresc astăzi este? Accidental? Cred nu că astăzi este. Este astăzi, da, e vineri, astăzi. Bă, da, 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 s-ar putea. Mulțumim, da. Mulțumim, Jameson,
care ne-au trimis. Ție ți-au trimis eu? Nu mi-au t-au trimis. Sărit? M-au sărit. Eu și Costel am primit de la Jameson. Ai, mă, pe bune ați primit și eu n-am primit, ce urât. Am primit... Ocor pentru mine și da, pentru e ok, Jameson. E ok, pentru că am primit amândoi cât un kit de adunat prietenii la oaltă. Ce prun, mamă, ce urât. Fii atent. Mamă, când Jameson, tu ești prieten cu noi... Vă prind și eu beau Jameson. Lejereanu. Ascultă-mă puțin. Nu mai, opriți. Ascultă-mă. Lejereanu. Ascultă-mă până să-mi bag Lejereanu. 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 Nu mai facem nicio reclamă. Stai puțin, nu facem reclamă. Lasă-mă să termin. Zi. Lejereanu. Ne-a trimis un kit. Lejereanu. Asta e Mircea Badea 2. Asta e efectiv Mircea Badea 2. Mamă, ce mă bucur. Deci așa se simte. Băgați picioarele. Când îl vezi pe cineva. Lejereanu. Mamă, e minunat. Cred că v-a simțit dar extraordinar. Unde am greșit eu la faza asta? Lejereanu. Te rog, lasă-mă să trec. Deci, ne-au trimis cât un kit de adunat prieteni împreună. Adunat prieteni împreună. Știi ce e în kitul ăla? Două sticluțe de 50 de mililitri și o pereche de șosete. Atunci ok, mă bucur. Dar chiar și așa. Jameson, eu vă mulțumesc mult că v-ați gândit la mine și Costel vă mulțumesc și că v-ați gândit la el. Dar explicați și mie ce prieteni pocăiți sunt aia care se adună la 100 de whisky. Ce băieți eu, am două sticluțe. Mâinile mele mici arată ca niște sticle mari. Sticluțele alea. Ne-ați trimis probabil... poate din greșeală kitul de veverițe sau ceva, dar jur că m-am zic ucit. Că de-aia d-o ții așa ca o alună și eu arate. Știu cu sticluțele alea, îmi pun în ochi așa. Ce... Clarific un pic vederea în banale. Ce n-aș par fi să ajung acasă de seară să fie Andreea, uite ce a ajuns de la cinci. Oh my god. Ah, ok. Deci promit că o să-mi bag picioarele în șosetele alea, dar pe cuvântul meu de onoare, cum era aia cu băieți, veniți pe la mine, că am 100 de whisky, ne facem căcat. Ne facem căcat astăzi. Haideți, prieteni, tragem la... o mini beție. Da, exact, vorba lui Sorin, da. Care a lansat special, să vă uitați la specialul Sorin, da. Care are un material extraordinar și este capră. The goat. S-a pus capră. Vreau să spun că, într-adevăr, după 30 de ani de pe primul loc în comedie am fost detronat. Așa am vrut tu să zic, 30 da, după 30 de ani. Vreau să zic 30 de după 30 de ani cât am fost locul întâi în comedie, am fost în sfârșit detronat de Sorin Purcălap. De prin 93. Din 93 sunt. Din 93 ești cel mai tare. Din 93 sunt cel mai tare pe stand-up comedy în lume. Bravo. În lume? Da, am fost the goat. Dar nu știu dacă neapărat te-a detronat sau au mai construit un podium mai încolo. Nu cred știu dacă că te-a detronat. Este... Ești în continuare pe locul 1, dar folosește dar 30 podium. De ani am fost locul întâi. Da. Eu 30 știu, de ani. Eu când m-am apucat acum 28 de ani, era acolo. Era acolo, da. Bravo, bă, frate, da. Și eu oricum, torta, la anul împlinesc 50 de ani. Asta vreau să zic, mă. Eu cred că o să încep să răspund așa la interviuri, dacă mă întreabă... Așa. Când zic, mai cu... Cum, de când, cum, da. Cum te-ai apucat de stand-up? Păi eram în primăvara al 87. Da. Eu oricum, aveam 6 ani. Nu mai stau ei să calculeze, nu mai... Asta zic. Deci în 87 aveam 6 ani și eram la Cercul Pionierilor. Da. Și am făcut un număr despre cravate. Am avut 10 minute despre cravat. Am rupt. Deci, am cum? Rupt. Au venit de la partid. Da, exact. A fost. Deci de atât bun. De bun a fost numărul că am stat un an în pușcărie. Atât de bun a fost numărul meu. A fost Nicu Ceaușescu. Am lucrat la baraj. 2 ani. La porțile de fier. La porțile de fier. Pentru gluma asta. Pentru că atât de bine și porțile de fier 1. Haideți să vă spun. Porțile de fier 2. Da. Eu eram, trebuia să vin și la porțile de fier 3, dar a fost dat și Ceaușescu cu jos. Da. Un pic nasol să s-a întâmplat. Bă, un an dacă mai rămânea să făcea și porțile de fier 3. Păcat. Da, frate, da. Dar a fost crunt destinul cu el și iată-ne doar cu două părți ale porților de fier. N-a apucat ăștia să încuie câte porți a făcut deci Ceaușescu. Deci eu am, deci la anul, pe vremea asta, am 55 de ani de comedie. Da. 55 de ani, bă, frate, da. Voi nu știți, dar eu am 200 de specialuri. Da. Unele dintre ele pe bandă de magnetofon. Da, pe bandă, doar acolo mai am.
Unele sunt pe casete video dintre pe VCV. Costela a avut primul VHS viral. VHS viral, da. Da, era o casetă să dădea din mână. Da, dar și cum am făcut? Eram în Bacău când l-am dat. Deci cu un video... Așa, și am tras cablu de la video respectiv în tot oraș. Da. Și l-am transmis live. Da. A fost cum avea, el a inventat și Netflix-ul. Da. Hai, mă! Bă! Mă. Pula mea, nu mai știu, oamenii acum s-au luat că da, mă, frate. S-au luat cu ăștia mai mici, cu Mugur Mihescu, cu Doroc Tavenetu, toată lumea acum că ăștia sunt noi, sunt da, pe val. Divertis. Oamenii au uitat cine a pornit toată chestia, da. Știi? Mă, lași că cu de la Divertis, mine a plecat cu... toată faza cu că eu am fost primul care am zis că e divertisment. Da. Pentru că era divers. Ah, da. Da. El făcea un timent divers, știi? Și după aia au zis: "A, nu, asta că e divertist", știi? Da. Mă rog, nu știe lumea chestii. Acum aia sunt pripiți că legende ca asta, că nu știu da, ce. Costel a făcut foarte multe pentru da. Comedie. Foarte, foarte la anul pe vremea asta am 65 de ani. 65 de ani de comedie. Da. Da, mă, frate. Și pe Constantin Tănase, cine l-a dus la teatru Constantin Tănase? Păi Constantin Bojoc, Constantin Tănase. E după tine pus numele Constantin Tănase. Păi l-a Iulian Tănase. Iulian Tănase. Da. Și după aia când l-a văzut Iulian Tănase pe Costel cât de bun e, și a zis și el Constantin. Că fraierul a crezut că dacă zice și el Constantin o să-i meargă. Și i-a mers un pic. Mă scuzați un pic că mi-a venit pizza vegană. Și eu m-aș fi dus până la baie. Te-a luat pizza vegană? Da. Cum să ții, mă, pizza vegană? De ce să ții pizza vegană? Yeah. El nu e vegan. Eu asta nu înțeleg. Că nu e vegan. Ce mai prostă combinație. Da. Să nu fii vegan, da. Și să ții ceva vegan. La fel și aia cu glutenul. Ce se întâmplă? A, Costel... E acolo, vorbește. Da. Here you go, mister. It's pizza... It's a pizza vegan. Nu vreau să... Dar foarte mulți... Da. Nu, foarte mult. Păi dacă noștri au plecat, trebuie cineva să, nu? Și din ce țări sunt ei? Nepal, Sri Lanka. Nu? Da. Nepal și Sri Lanka sunt foarte mulți. Da. Cred că și Cambodgia, dar în principal Nepal și Sri Lanka. La Taco Bell în mall în Băneasa este absolut toată lumea care lucrează acolo. E, da. De ce nu zic oare moldovenii chița? Chița. Hai să luăm niște chițe. Că la toate au zis, nu zic pi. Știi? Da. Chițe. Da. Hai, luăm o chiță. O chiță napolitană. O chiță napolitană, frumos, rustică, chiță rustică. Deci Nepal este între India și China. Da. Asta am aflat acum. Ok. Ai căzut într-o falie temporală, te-ai întors trei ani mai târziu. Ai deja 78 de ani de comedie. Ce-mi place că acum băieții vor să o imite, să imite moldoveneasca. Cine? Și Paul și Petru. Da. Băieții tăi. Da. Că a venit maică-mea pe la mine în perioada asta și maică-mea vorbește moldovenește. De acolo e. Da. Băi, Paul, Pietru. N-a învățat la școală. Și acum au început și ei să vorbească așa. Tati, ce faci? Mamă, și e dintr-aia de nu știu. Nu e accentul ăla moldovenesc. Dar nu ți-au moștenit talentul actoricesc? Da, chiar. Nu. Serios? Nu știu că am zis-o așa cu o încredere, cu o hotărâre. Nu, n-au cum să ajungă la valoarea mea. Da, eu nu m-aș arunca în cazul lui la talent actoricesc just yet. Da. Adică, de 80 de ani este un fac 80 de ani de comedie, da, dar vorbesc așa în filme, vorbesc în ce ai jucat. Da, nu, greu. Și vrei să mănânci acum? Da. Băi, artiștii nu... Păi da, mă, dar gândeți-vă că noi ne-am pus la comuna de la Jameson, am avut vreo 200. Gândeți-vă că l-a luat foame. Pe de altă parte, meriți, frate, 100. Mamă, de ani. Mamă, dacă scos popcorn din pizza, mania, este festivalul reclamă și că e la Cannes. Și cu ce merge o popcorn? Cu Jameson. Ah. Dacă am fi Jameson. Avut... 200-300 de Jameson, ce bine era. Jameson. Da, avem 100. Care o mai bea? Eu beau tot timpul Jameson. Lejereanu. Lejereanu! Aoleo.
Nu da. Știți, mă, nu vă cunoașteți publicul țint. James son of a bitch. James son of a bitch, așa. Deci până am și eram și mare fan Jenna Jameson. Dar nu știți, mă, că nu vă pasă. Chiar ce mai face Jenna Jameson? Nu cred că bine. Auzi? Bine, da. Te-ai uitat? E St. Patrick's azi? Nu, nu m-am uitat. Oare, da, bun, hai să mai... Ok, am lămurit-o pe asta. Hai să mai vorbim un pic despre ce despre s-a mai ce? Întâmplat săptămâna asta. Deci, ok, ce am vorbit? Că se bagă religia la școală. Da, mă, astăzi, 17 martie. Deci se bagă religia la bacalaureat. Da. Și ok, o să fie foarte mulți... Adică e opțional sau e obligatoriu? Păi, e opțional, dar opțional, eu aș... Da. Adică, clar, fiind opțional, e foarte bine. Trebuie cumva să mai ridice bacul și așa. Eu sunt foarte propriu. Să ia mai multă lume bacul? Da, da, da. Păi, duci acolo, zici o rugăciune și ai trecut. Îngerașul meu. Dar e religie... 5 pentru îngerașul meu? Dacă zici îngerașul, nu. Așa. Nu, dar zic îngerașul meu. Ce mi-te da, de friză. Eu sunt mic, tu fă mare. Ai 5 de drumul de aici. Dar e religie oral sau religie scris? Adică dacă te băi, la început religia a fost orală. Da. Așa, n-a fost și da, știi cum? Bă, să vezi că iese unul ce ți-a picat crezul. Băga mea și picioare. Păi și nu e exact ca în biserică să spui împreună cu părintele? Spui dar împreună mai, cu profesorul. Întrebarea alta. Și dacă nu știi nimic, dar te căiești, nu treci? Aulă, da, că îmi pare rău, vă rog să mă iertați. Vă rog să mă iertați. Treci pe sub masă. Dar ce poate să-ți facă? Îi zici la... Vă rog, să mă iertați. Nu. Păi ce? Nu deci, suntem la religie aici? Jur, să fie acolo, să știți. Ok, haide să vedem așa. Vă rog preotul profesor la bacalaureat. Hai să vedem un pic din Vechiul Testament, dacă se poate, că nu prea m-am pregătit pe Vechiul Testament. Bă, ce-i asta, mă, spovedanie, că nu m-am pregătit. Da, da, da. Te rog eu frumos, spune... Dar nici nu cred că predau Vechiul Testament la... De ce să nu predea? Nu, doar acolo este. Doar aici este. Noi am putea lejer să facem un matinal coachboxing. Un matinal cu oamenii să fie, bă, deci să ia dormim pe oameni într-un matinal. Să facem un ar trebui da, un matinal pentru nocturnal. Nu, un nocturnal, fapt e un matinal pentru oamenii care vin din club. Știi, și prindem exact la slotul 6-7, știi? La 7 te curci, că nu mai e, deja e mult. Și noi suntem pe slotul ăla, o să... 5-7. 5-7. Deci matinalul 5-7 ești, da. Este, e ca o pagină citită dintr-o carte. Este, da, da. Adormi. Da. Eu, dacă, eu asta pot să fiu rupt. Da, da, pot da. Să iau cele 6 boabe. Pot să iau și să beau Jägermeister cu nou. Red Bull. Da. Citesc o pagină, adorm. Ok. Serios? Sigur că nu. Sunt acum, am exagerat. Sunt sigur că dacă am 6 boabe. Tu mă exagerezi în general? Da. Mă, nu e ok. Mă, nu e ok. Am 100 de ani de comedie. Adică, normal că exagerez. Am 100 de ani de comedie. Eu am făcut roast-ul lui Cuza, mă. Da. Bă, nu lași Cuza de la Neața. Nu, Cuza. Ia ziceți, mă, că ați fost aseară la Vrâncu, la n-am fost, roast. Eu n-am fost. Eu am fost. Tu cum a fost? Excelent. Epic. Excelent. Epic. Da. Așa se vorbește. Așa epic. Merge vorba prin târg. A fost epic. Eu ce am văzut acolo, e clar cel mai bun roast făcut vreodată. Ca nivel de glume, adică la writing, e cel mai bun roast făcut vreodată. A fost senzațional. Da. Cine? Deci, adică Frâncu, bineînțeles că a fost Mitran MC și au fost roasteri Dobrotă, Cârje Popinciuc, Ioana Luiza, Mitrică și Codrin. Mitrică și Codrin, asta vreau să zic că, vezi, am eu Codin, Mitrică, iartă-mă, am o siguranță săită de, am zis și lui Mirică Mitrică, deci iartă, vezi, mai pun literele. Da. Așa, Mirică și Ciulin. Ai. Mirică și Drăcea. Ciolin și Drăcea. Și Drăcea. Și Dăcea. Acum mă Drăcea. Și a fost... Drăcea, mă. Drăcea-am tăiat. Deci, Drăcea-am tăiat. Au fost unii mai
înfipți decât alții, normal, dar n-a fost nimeni la pămaică, n-a existat niciun om să o dea prost și fiecare om a avut două, trei glume senzaționale, adică cel puțin, știi? Da. Extraordinar. Deci vă recomand, notați-vă în oracol, scrieți acolo când da. Apare rostul Frânculescu să mă scui pe pe mine, dracu, în gură. Mama, fie, da, a fost două ore și un sfert. Da. Din stai care îți dai seama că dacă taie 45 de minute să-l scoată pe la vreo oră jumate, o să rămână numai crema, știi? Și o să fie... Băi, băiatule, da. Abia aștept să... Deci este și comedia... Și Frânculescu a fost extraordinar la sfârșit. Nu vreau să dau spoilere și nimic, dar a fost extraordinar la sfârșit. Mama, deci este... Mi se pare că e comedia românească, s-a îmbogățit în această perioadă cu... Deci poți să o lași pe mâini bune, adică nu... O la... Păi de asta zic, după 100 de ani de comedie, da. Simt așa că e timpul să mă dau la o parte și pentru ceilalți, să fie pe locul întâi. Da, foarte frumos. Până la urmă, crești talente, știi? Da, uite, da. Ion Creangă, de exemplu. Da, da. Crescut da, de Costel. Da, exact. Îndrumat de Costel. A crescut niște oameni care acum sunt priviți ca... stâlpi ai, da, știi? Da, okay, și acum oamenii trec peste că Constantin Bojoc că lasă-l pe ăla. Da. Tată, l-a crescut pe Creangă, l-a crescut pe Constantin Tănase, adică scuzați-mă, Dan Rădulescu. Eu nu numai că sunt capră, eu, I'm not the goat, eu sunt capra cu trei iezi. Da. Hai mă, băi. Deci eu este... zice, lui Costel este mother goat, e mama capră. Mama capră. Mama capră, da. Da, mama deci capră, asta da, e. Da, ok, the goat, las loc pentru cine vrea păi să fie Morgan the goat. Din ce s-a inspirat când a făcut rolul? Da, corect. Din... Deci lăsăm aparte că influența lui Costel se și în dramă și în film și în da, dar se simte comedie, în tot. Da. Da. E foarte, foarte urcă la Dostoevski. Este da. Despre mine. Dostoevski a băut într-o seară cu Costel, el a fost idiot și Dostoevski a mars-o idiot și a scris după aceea 800 de pagini. Cum să nu? Pescărușu? La un moment dat s-a lovit Costel la... Pescărușu. A scris Pescărușu. Cehov, nu? Da. Da. Asta zic că oamenii nu înțeleg, oamenii... Nu știu, uite mă, ce puțin generația asta tânără nu mai știe idee. Să aprecieze deci toți valorile. După 1850 n-au nici mai fac idee. Shakespeare, crezi că sale lui piesele? Da, mă, știu. Visul în nopți de vară, s-a făcut căca cu Shakespeare într-o vară? Acuma, era cu Shakespeare în vamă? Cine e unul de 50 de ani? Întreabă acum, cine e Costel? Nu știe, că nu știe. Prești, doar e, bă... Întrebați-vă bunicii, întrebați-vă cine e Costel? Și aia, nu știu, mamă, nu știu. Păi vezi că v-ați uitat valorile. V-ați uitat valorile de aia. Cât... Ca moldovenii când am băut noi, la un moment dat, eu și cu Bill, am băut cu lebăda, cum mi se spunea, că e de la mine. Cine? Lebăda din, nu știu, din orașul în care s-a născut. Shakespeare. Bill. Shakespeare. Și faza este că am băut ca moldovenii. Adică? L-am băgat sub masă. Cât am băut? Până într-a 12-a noapte. Pă! Și după aia a venit și furtuna. Și după aia când a venit furtuna... Era beți mori, țapeni erau amândoi, bă. Da? Și să-mi spună, să zică el despre îmblânzirea scorpii. Ce a fost acolo? Doar să zic că doar așa. Tu chiar exagerezi. Da, s-a încercat doar. S-a încercat cu eleganță. Da. Da, ok, nu toate, dar le zice încercări, că unele nu ies. Da. 10 mai, sala Palatului. Da. Bă, noi ar mâine, să nu mai așa, facem. Azi e marți. Mâine oameni care v-ați luat bilet la special. Da. Nu mai fac, da. Mi-am dat seama gândit. Că n-am. Dar mulțumesc încă o dată că v-ați luat bilete și ne auzim. Păstrați-le, cine știe când se poate întâmpla. Deci, da, ne vedem mâine la ora la care ați luat bilet. Da. Ce ne pregătești? E șansa ta să devii the goat? Păi asta vreau să iau de la Sorin goat-ul și să-l țin eu o perioadă. Și după aia mă hotărăsc, dau mai departe. Dar, pizza miroase așa sau? Nu, e, cred că interiorul meu este. Interiorul meu e putrat. Sau aș putea să-l iau de la Sorin să-l iau țin înapoi dacă văd că... Bă, după 150 de ani de comedie, okay, eu zic că... Okay. Eu cred deci, că da. L-am avut destul. Da. Dar astăzi am mâncat urzici.
Ce tare! Bă, fraților, nu știu ce se întâmplă cu papilele mele gustative, că n-am mâncat, frate, mai niciodată n-am mâncat urzici. Chiar le detestam când eram mai mic. Păi trebuie făcute, nu e greu să le faci bine, dar trebuie făcute este, bine. Și acum este, Doamne, cât de bune. Era să ia vreo două chei de urzici să le pun lumea din brațe, zic, ia, fă niște urzici. Fă niște urzici. Da, uite, că astăzi am făcut urzici. Și i-am dat lui Paul să mănânce urzici și a zis, nu, cum să mănânc urzici, dacă mă înțeapă când mă înghit. Da. Normal ca un copil așa gândești, bă, normal dacă mă înțeapă când mănânc. Eu acum dau seama când eram... Mă urzică pe interior. Când eram copil, așa. Dădeam pe la străbunici pe acolo, aveau, la Stănică aveau... Urzici. Bă, și am căzut de vreo două ori în urzici. E foarte nașpa și este îngrozitor. Dar nu mai sunt urzici. Adică, ba da, mai sunt urzici. Nu cred că mai înțeapă ca pe vremuri. Că nu, mai... sau mai bă, sunt zic, urzici de-astea moderne. Eu zic mai că tot mai. Păi bă, eu, deci pe vremea mea, eu când cădeam în urzici, îmi tăia mâna. Deci mie da. dacă cădeam da, cu așa, da, îmi tăia da, mâna. Mi-a tăia mâna când cădeam în urzici. Apropo de chestia acum, asta, da, marihuana devine din ce în ce mai puternică, dar urzica se pare că o ia în jos, frate. De ce da, nu frate, fac și ăștia niște sortimente da. De urzici care să, efectiv, cât ai urzicat... You know the urzica I give you last week is nothing. Costel is nothing. This urzica, this urzica right here, Costel. This urzica right here. Bă, dar știi care e faza? It's death, nigga. Salutare. Ai făcut pasul la offside. Am făcut, da, da. Și eu m-am dus că am rămas în offside. Alo, salutare. Ce zici, mă, băiatule? Poți să treci pe la mine să-mi aduci și mie două... Pungi. Două pungi de urzici, da. Și niște patru de spanac, trei de spanac, trei de urzici, da. Trei de urzici și două de spanac. Da. Și niște broccoli. Broccoli. Și asta să fie. Din nu înțeleg de ce nu s-au folosit urzicile, spanacul și broccoliul. Da. Pentru... Broccoliul este la americani este. La americani broccoli. Broccoli, da. Nu știu, dar așa este, frate, ce zici, mă? Au apărut urzicile. Ia zi, mă, ai urzici, au apărut urzicile la tine, da, acolo. Da, asta e. Nice. Dacă tu dai telefonul ăsta la ora 10 vineri noaptea. Zi-mi așa cum arată urzicile. Deci cu polen deasupra frumos, așa se văd cristalele pe urzici? Da. Foarte bine din dralea. Shit! Da, abia aștept să fac niște blaturi cu urzicile alea. Da. Chiar, bă, frate, ce s-a dus marihuana asta. Apropo de asta, au scos Biță și eu am bladon o melodie despre marihuana, se cheamă... Am văzut acum pe net Los Maniacos. Și eu cred că eu știu ce s-a întâmplat cu această melodie. Ei se drogau cu cocaină și au zis, bă, știi ce ar fi foarte drăguț? O melodie despre iarbă. Să facem o melodie despre iarbă. Ca pe vremuri, frate. Bă, nu mai scoate nimeni. Nu mai face exact. Nu mai scoate nimeni o piesă despre... despre marihuana, frate. Hai să facem noi. No. Hai să facem noi o piesă despre marihuana. Ce zici? Știi ce nu s-a mai făcut? O piesă despre... marihuana, frate. N-ar fi tare? N-ar fi tare, mă, frate, o piesă despre... marihuana, frate. Hai să-mi bag una. Cu piesa așa mișto, lejeră, de cu chitară, cu asta, despre... marihuana, cu aia. Acum să fac negativ. Fă-te videoclip. Fă-te videoclip negativ. Doamne, cât de exact, da. Tu trage? Foarte. Nu s-a mai făcut de mult, mă. Piesa despre marihuana. Vă rog mult. Oamenii noștri de la producție. Noi de acum, e clar, de la ultimul episod, noi ne trebuie un disclaimer la podcastul ăsta. Vă rog eu mult, trebuie să punem la început un disclaimer, pe cuvântul meu de onoare. Doamne, mai pot. De ce? Prea zice multe lucruri despre mulți oameni și trebuie să scrie acolo undeva la început. Că facem caterincă, că facem caterincă.
MCFC, mâncăm căcat, facem caterincă. Mâncăm căcat, facem caterincă. Așa se va numi. MCFC, MCFC, mâncăm căcat, facem caterincă. Facem caterincă. Jameson. Biză. Blaton. Nu, mă, dar oamenii... Demrădulesc, bă. Băiatul care a ieșuat în Timișoara. Colegul meu? Da. Nu e, frate, e... Cerem scuze, este... Cerem scuze, frate, pe bune, că nu e cu nicio intenție, pana mea. Vai, mamă. Facem ca de obicei până la primul râs. Hai, gata, hai să oprim. Vă mulțumim foarte mult de tot. Foarte bun. Venim peste, frate, tot. Stai așa puțin, nu săptămâna asta plecăm? Ba da! 24, acum, vineri suntem la Focșani. Pe 25, da. Bacău, dar e sold out. Bacău e sold out. 26, sâmbătă la Iași. Iași. Mai sunt ultimele 400 de... Da. Știi? Bă. Și 27 Piatra Neamț. După care avem pe 4 aprilie Galați, 5 Constanța. Da. Vă așteptăm, asta e până acolo, Paște. Acolo, de suntem și cerem scuze încă o dată. Da, scuze Jameson, scuze Omblaton, scuze Biță pentru... Da, trebuie să facem un segment de, da, trebuie pus disclaimer la început și după aia segment de scuze la sfârșit. Da. Și eu zic că... Ba, nu, iar rămâne așa.